Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Deșertul Tătarilor, semnat de Dino Buzati, roman apărut în anul 1940 și la noi tradus la editura Polirom. Giovanni Drogo, un tânăr locotenent, este repartizat să apere zidurile fortăreții Bastiani, un loc izolat aflat la marginea unui deșert, cândva un punct strategic pentru niște conflicte de mult dispărute. Ajuns în fortăreață, Giovanni își ia în primire atribuțiile și visează la ziua în care va pleca din acest loc. Deși consideră că fortăreața este doar un punct de plecare pentru cariera sa, la scurt timp Giovanni se lasă prins de vraja deșertului care îl cheamă, dar și de tot felul de povești care circulă prin fortăreață legate de un atac ce urmează să se întâmple. Deșertul Tătarilor de Dino Buzati este la prima vedere un roman static despre viața de la cazarmă și despre visurile unor soldați. Unii dintre aceștia visează să stea câțiva ani în acest loc și după să plece în altă parte, iar alți soldați sunt vrăjiți de tot ce se întâmplă în cetate, de misterul care o înconjoară și astfel rămân pe termen nedefinit în Bastiani. În romanul său, Dino Buzati explorează teme precum singurătatea individului, chiar dacă acesta se află în inima unei comunități, viața de soldat și cât de dedicat este acesta unei cauze, dar și dorința omului de a obține ceva măreț. Giovanni Drogo este un personaj care crește împreună cu cititorul. Alături de acesta, cititorul află despre viața de soldat, despre ce se întâmplă în cazarmă și observă cum Drogo se transformă dintr-un tânăr plin de vise într-un locotenent care este prins de rutina zilnică. Drogo ajunge să fie într-o continuă așteptare a inamicului și este cuprins de o dorință arzătoare să se afirme printre semenii săi. Deșertul Tătarilor este un roman scris într-un stil atractiv, iar autorul reușește să transforme scenele banale din viața de zi cu zi într-o narațiune interesantă. Toți cei de la Bastiani stau într-un loc izolat, plin de mistere și sunt într-o continuă așteptare a unui eveniment foarte important. Mi-a plăcut modul în care este scrisă cartea, deoarece accentul nu se pune pe evenimente, ci pe modul în care aceste evenimente influențează viața personajelor. Deșertul Tătarilor este un roman ce mi-a amintit de Camus și de romanele sale, unde sufletul uman este pus pe tavă în fața cititorului, lăsându-l pe cel din urmă să îl analizeze cât mai amănunțit. Dacă vă plac romanele existențialiste, vă recomand cu mare drag cartea semnată de Dino Buzati. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!